Felicitări! În sfârșit ai reușit să agăți fata aia pe care încercai să o agăți de o viață. E bine, o duci bine, totul merge bine cu ea și nu vezi ce ar putea merge rău pe viitor. Însă nu fii așa sigur că totul va fi lapte și miere, pentru că o relație e ca o mașină, trebuie să o întreții. Că dacă nu se strică și te costă la buzunar, în cazul ăsta te costă la inimă. Așa că astăzi îți voi spune 5 greșeli pe care băieții le fac care determină iubitele lor să-i părăsească. Hai să-i dăm drum. Prima greșeală pe care o faci și o face pe ea să se îndepărteze este că vorbești cu ea prea mult. Orice în exces devine plictisitor. Nu contează ce este. Hai să luăm exemplu unui Ferrari. Îți cumperi azi un Ferrari și ești ceva genul: mamă, cea mai șmecheră mașină, cea mai tare mașină ever, nu mă satur niciodată de ea. Peste o săptămână ești: mamă, încă îmi place mașina asta, e super tare, super șmecheră, vreau să mă plimb cu ea zi de zi. Peste o lună ești: da, Ferrari, ești tare rău mașina, da, eu, e a mea. Peste un an te urci în ea ca în Logan, adică nici nu-ți mai sare în cap că e Ferrari. O tratezi ca pe orice altă mașină. Același principiu se aplică și atunci când tu ești prea conectat cu ea, vorbești cu ea în fiecare zi, dai mesaj în fiecare minut. Nu mai e nimic special, totul devine normal, totul devine monoton. Ori trebuie să existe mister și spațiu între voi pentru a fi încă vie acea atracție dintre voi care a fost la început. A doua greșeală pe care o faci și o determină pe ea să se îndepărteze este că o ierți de fiecare dată. Putem fi de acord că oricine greșește în relații. Problema nu este că o ierți. Problema este că o ierți fără să-i pui la îndoială comportament. Ce vreau să spun prin asta este că observi în mod repetat lipsă de respect, face lucruri care te deranjează și tu taci și nu spui nimic. O ierți pur și simplu, ca și când nimic rău nu s-ar fi întâmplat. Ceea ce trebuie să faci în schimb este atunci când observi că ceva nu e la locul lui și face ceva ce te deranjează, spune că greșește și iartă-o abia atunci când observi că e dispusă să își schimbe comportamentul. Nu o ierta la nesfârșit fără ca ea să schimbe niciun pic comportament. A treia greșeală care o îndepărtează este că îți cer scuze fără să fi greșit cu ceva. Hai să-ți dau un exemplu. Când eram mai mic, am fost cu fosta mea iubită afară și ea a făcut un lucru care arăta lipsă de respect. În loc să-i spun pe moment că nu sunt mulțumit de ceea ce a făcut, m-am supărat fără să pun punctul pe problemă. Apoi, peste câteva zile, m-am dus cu flori la ea ca să ne împăcăm. Deși greșeala inițială a fost a ei, eu am continuat seria greșelilor prin gestul ăla pentru că nu am fost suficient de matur și nu am scos problema la iveală la timpul potrivit. Faptul că mi-am cerut scuze aducându-i flori nu a făcut decât să înrăutățească situația, pentru că în ochii ei am fost slab, nu am fost suficient de puternic încât să o confrunt la momentul potrivit și am preferat să fac un compromis și să încerc să repar situația, deși nu era vina mea. A patra greșeală este că o faci pe ea prioritatea. Nu ai viață în afara relației. O postezi mereu pe Instagram, poza ta de pe Facebook, de la profil, e împreună cu ea. Ce nu realizezi tu este că aveți vieți separate, deși sunteți împreună. Poate spun ceva controversat acum, dar eu așa gândesc. Tu ești cel mai important până când apare copilul. După ce apare copilul, el e cel mai important, pe locul 2 e nevasta și pe locul 3 ești tu. Dar până când apare copilul, tu ești pe primul loc și iubita, prietena, este pe locul 2. Sigur, nu mă refer aici la situația în care, dacă sunteți amenințați pe stradă de cineva, normal că ți-ai dat viața pentru iubita ta. Mă refer la faptul că trebuie să preferi să o pierzi pe ea decât să te pierzi pe tine în relație. Ce înseamnă să te pierzi pe tine în relație? De exemplu, să devină o relație toxică, să devină o relație posesivă. În momentul în care apare copilul, totul se schimbă. Prioritățile se schimbă. Și în final, a cincea greșeală care o determină să se îndepărteze este că nu mai ești romantic. Adu-ți aminte cum erai la început, cum încercai să o cucerești de fiecare dată. E bine, e din ce în ce mai greu pe măsură ce avansezi cu o relație să mai fie așa. Pentru că oamenii nu apreciază atât de mult un lucru atunci când îl au. Îl apreciază mai degrabă atunci când îl pierd. Și de obicei e prea târziu să mai repare ceva sau să mai facă ceva după ce îl pierd. De aceea, încearcă ca măcar o dată pe săptămână să ieși cu ea la cină sau la o plimbare, la un cinema. Arată încă că îți pasă, că îți dai interesul și că vrei să faci din relația voastră un lucru frumos. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, oricum să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like, să aprindeți notificările și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, puteți să vă alăturați canalului și veți avea acces la serverul nostru de Discord numit Masa Sfaturilor, unde încercăm împreună să ajutăm adolescenții în problemele lor de zi cu zi. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune M reușită în urateu. Pa, pa!